Începutul de an i-a găsit pe luptătorii tricolori în plină pregătire la Câmpul Lung, aici unde își are stabilit cartierul general lotul național olimpic de mai bine de 5 ani. Antrenorul coordonator Anton Arghira i-a urcat în data de 5 ianuarie pe luptător pe platoul Bucegilor la centrul de pregătire sportiv Piatra Arsă, acolo unde alături de sportivii din Republica Moldova au efectuat un stagiu de pregătire centralizat de 10 zile. Antrenamentele zilnice istovitoare comandate de antrenorii Anton Arghira și Petre Cărare au fost duse la bun sfârșit de fiecare tricolor. În această seară, luptătorii tricolori vor efectua ultimul antrenament din stagiul de pregătire montan de la Piatra Arsă, urmând ca în cursul zilei de joi întreaga delegație să se întoarcă acasă. Vineri, Mihuț, Alexuc și Maria, însoțiți de antrenorii Anton Arghira și Petre Cărare, vor decola din București spre Italia cu destinația Roma, acolo unde în perioada 10-16 februarie vor avea loc campionatele europene de lupte rezervate seniorilor.